Bine, v-am găsit. De data aceasta vreau să vorbim despre dragoste, mai exact despre ambivalența dragostei. Pentru că, dacă suntem sinceri cu noi înșine, vom constata că există în fiecare dintre noi, pe de o parte, în dragoste, nevoia de a ne simți siguri din punct de vedere afectiv, de a avea stabilitate, un cuib, dar, în același timp, și puțină nesiguranță. Puțină incertitudine, nevoia de a ne simți vii. Însă e greu să îmbinăm aceste nevoi destul de diferite, chiar opuse, în cadrul unei singure relații. Și atunci vom constata că multe persoane fie mai privesc peste gard în alte relații, adică se simt atrase de persoane indisponibile. Fie vor alege să creeze relații la distanță, pentru că la distanță e safe, da, poate să-mi ofere și siguranța că am totuși un partener, nu sunt singură sau singur, dar îmi dă și starea aceasta de incertitudine care să mențină fluturii din stomac, nu? Dragostea. Alte ori, mai trist, ajungem să rămânem singuri și să așteptăm toată viața pe domnul sau doamna perfecțiune, dar cum domnul sau doamna perfecțiune nu există, vom trage concluzia amară: că toți bărbații sunt nemernici și toate femeile sunt ușuratice. Sau poți înlocui tu cu ce epitet vrei sau ai auzit. Astăzi vreau să vedem din ce motiv apare această ambivalență și mai ales cum o putem rezolva, pentru că să știi că se poate, putem aduce ambele aspecte, ambele nevoi în cadrul unei singure relații care să ne și împlinească. Dacă ești prima oară pe canalul meu de YouTube, te invit să te abonezi, să dai un like și să apeși clopoțelul de notificări pentru a fi anunțat în felul acesta ori de câte ori postez câte ceva. Numele meu este Gianina Timofte, sunt psiholog, psihoterapeut, trainer, life coach NLP și specialist în relațiile de cuplu. Astăzi vorbim așadar despre ambivalență. Întrebarea este cum ajungem într-o ambivalență? Oare toți avem această ambivalență și dacă unii au rezolvat-o, cum au făcut? Dacă e să ne luăm după Freud, Strămoșul psihologiei, psihanalizei, până la urmă tatăl psihanalizei, vom spune că a apărut această ambivalență în momentul în care a apărut tatăl. În viața uh, copilului și a perturbat astfel prima relație de iubire perfectă dintre copil și mamă. Pentru că, iată, mama începe să fie și indisponibilă uneori atunci când tatăl o cere, iar copilul se simte privat de atenția și iubirea absolută din cauza acestui al treilea. Și astfel va tânji după uh, această. Apropierea mamei va suferi de depărtarea ei, dar va integra ca model apropierea și depărtarea. Nu este nevoie să fii de acord cu Freud pentru că oricum acest model al ambivalenței apare chiar și în absența unui tată, pentru că oricum mama nu poate fi permanent disponibilă pentru a satisface la modul absolut nevoile copilului. Sunt momente în care oferă siguranță, hrană, iubire, dar sunt și momente în care îl privează pe copil, nu? momente de depărtare. Și atunci. Repet, copilul integrează psihologic acest prim model de iubire, de relație, după care va alege mai târziu sau va tânji mai târziu. Deci, ține de structura noastră această ambivalență. Problema este cum o rezolvăm, nu-i așa? Cauzele, oricum, nu le mai putem, putem face nimic în privința lor. Ei bine, în primul rând, trebuie să recunoaștem ambivalența. Clar, există, o am și eu, o ai și tu, nu-i așa? Bun. Apoi, pasul 2 este să o acceptăm și la noi, și la partenerul nostru. Iar pasul al treilea este să integrăm această ambivalență, adică să acceptăm o relație sigură, intimă. Chiar dacă există niște defecte ale partenerului care ne pot crea nesiguranță, important este să transformăm aceste defecte în calități, adică să vedem întotdeauna latura pozitivă a lor, pentru că toate defectele au și o latură pozitivă. De exemplu, dacă partenerul este o persoană introvertită, tăcută, nu prea comunicativă atunci trebuie să înțelegem că este un bun ascultător și profităm de asta pentru că, iată, întotdeauna partenerul nostru ne ascultă, ne ascultă cu adevărat și asta ne face să ne simțim bine. Sau dacă partenerul este partenera, nu de la caz la caz, este obsedată de ordine, de curățenie, este extrem de rigidă, atunci partea bună este că ai un partener bun organizator, atent la detalii și te scutește pe tine de toate acestea și îți permite ție să fii spontan sau spontană. Dacă partenerul, de exemplu, este, știu eu, plictisitor, atunci partea bună e că e sigur, un partener sigur, care te găsește pe tine o persoană interesantă, îți lasă ție posibilitatea posibilitatea să strălucești, să atragi atenția. Cu siguranță că am enumerat doar câteva, fiecare defect care te deranjează la partenerul tău are și o latură pozitivă, de aceea vreau să îți pun o întrebare și te invit să lași un răspuns aici mai jos și anume care este partea pozitivă a defectului pe care l-ai găsit la partenerul tău și dacă această parte pozitivă este benefică pentru tine, cu siguranță că da, nu? Deci aștept să îmi spui cum anume. Bun. Deci am văzut că acesta este un mod de a integra defectele, așa numitele defecte ale partenerului, și a accepta apropierea, intimitatea, siguranța, chiar dacă partenerul nostru nu este perfect. Nu, nu este domnul sau doamna perfecțiune. De asemenea, Putem să uh, creăm în interiorul cuplului un fel de joc al apropierii și al distanței. Adică, din când în când, să ne depărtăm puțin de partenerul nostru pentru a crea sentimentul de nesiguranță și așteptare. Un flirt. Nevinovat, poate din când în când câte o plecare cu fetele sau cu băieții, poate câte o absență de acasă sau puțină enigmă poate să introducă în cadrul siguranței și starea aceea de incertitudine și de dorință. Sigur că mai există un secret al relațiilor de cuplu care să ne ofere sentimentul acela de iubire adevărată, iar acela este că e foarte important să știm. Dragostea nu este despre a cere sau despre a primi, ci este în primul rând despre a dărui. De foarte multe ori când spunem te iubesc, de fapt spunem dăm sau am nevoie. În realitate, te iubesc ar trebui să însemne îți ofer. De ce? Pentru că eu n-am nevoie decât, uh, am nevoie de nimic. Prezența ta mi este benefică, îmi face plăcere, dar eu, uh, mie nu-mi lipsește nimic. Eu pot să-mi ofer ceea ce am nevoie. Și atunci, dragostea adevărată începe întotdeauna cu iubirea de sine. Dar despre iubirea de sine găsești mai multe în programul psihoterapeutic de pe platforma mychange.ro, unde nu numai despre iubirea de sine, despre multe alte probleme ale dragostei și nu numai găsești programe, cursuri pregătite pentru tine pe care să le parcurgi în ritmul tău, în confortul casei tale, după programul pe care îl dorești. Nu uita să lași un comentariu mai jos și să-mi spui care este defectul pe care l-ai transformat în calitate și, evident, care este calitatea acestui defect în cazul partenerului tău. Nu uita de asemenea un like, un share și, evident, abonează-te dacă n-ai făcut-o încă apăsând și clopoțelul de notificări. Iar noi ne vedem curând! Vrei să vizionezi mai mult conținut? Poți vedea și celelalte videoclipuri de pe canalul meu sau poți intra pe mychange.ro, prima platformă de cursuri psihoterapeutice din România.